Al cincilea exercițiu este următorul. Din 29 de elevi ai unei clase, 18 participă la un concurs de matematică și 24 la unul de limba română. Ni se cere să aflăm câți elevi participă la ambele concursuri și apoi câți elevi participă doar la cel de matematică. Aici aș preciza întâi o proprietate pe care o respectă cardinalul unor mulțimi finite. Dacă avem două mulțimi, A și B, în care am marcat porțiunea comună, a intersectat cu B, avem următoarea proprietate. Cardinalul reuniunii A reunit cu B este cardinalul lui A plus cardinalul lui B minus cardinalul intersecției celor două mulțimi. Proprietate ce ne va ajuta să rezolvăm problemă. Vom preciza, vom nota mulțimea elevilor care participă la concursul de matematică, o să-l punem în prima mulțime, și cei care participă la concursul de limba română o să-l punem în a doua mulțime. Știm că 18 din ei participă la concursul de matematică, deci a doua mulțime are 18 elemente, iar 24 participă la cel de română. Noi știm că împreună cele două mulțime au 29 de elemente, deci vom avea 29 egal cu 18 plus 24 minus numărul de elemente din intersecție, deci al copiilor care participă la ambele concursuri. În problema noastră notate cu M și R, cardinalul mulțimii M intersectat cu R. Deci 29 este egal cu 42 minus cardinalul mulțimii M intersecta cu R, de unde vom afla că elementele, numărul de elemente ale numărul de copii care participă la ambele concursuri, deci cardinalul lui M intersectat cu R va fi 42 minus 29, atenție la semne, deci este 13. Deci vom avea 13 elevi care participă la ambele concursuri. Și ca să aflăm, să răspundem și la cerința din B, câți participă doar la matematică, ne uităm la numărul de elevi care participă la matematică, adică 18, și vom face scăderea 18 minus 13, deci 5 elevi participă doar la concursul de